Cei care, asemenea maestrului meu, recunoscut și îndrăgit, care este domnul Pleșu, m-au urmărit în timp, o fac și astăzi, cu prietenie, cu bunăvoință, cu un anumit scepticism explicabil, pentru că am devenit sceptici, am devenit cinici, de multe ori, nu mai credem că ceva se poate. Părerea mea este că orice se poate în bine dacă ieșim din acest dezgust colectiv, dacă regăsim sarea vieții într-un fel sau altul și dacă reînvățăm să ne cerem noi înșine, fiecare dintre noi, să ne cerem sau să ne punem această întrebare. Până la urmă aștept la nesfârșit să facă alții ceea ce ar trebui să fac eu însumi sau mă implic și fac ca om, în limitele mele, cu toate fragilitățile mele, ceea ce pot face pentru propria comunitate. Ăsta e sensul angajamentului meu. Nu vă dau niciun fel de raport de etapă, dar sunt încurajat și am credința că el are un sens, că toate realizările mele, ca și ale dumneavoastră, oricăruia dintre cei prezenți, ar deveni irelevante dacă nu ne reinventăm comunitatea și simțul național și măsura și discernământul și bunul simț. Și că această operă colectivă nu începe și nu se sfârșește cu demersul politic, dar are în fiecare dintre noi aici și în toate locurile sociale ale acestei țări, toate locurile unde oamenii conlucrează vreun nevrând, șansa unui nou început.